Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare. În dragoste, au vrut să cadă mai multe cărți, dar am luat doar una dintre acele cărți. Să vedem ce vom avea astăzi aici pentru voi, dragii mei, pentru această nouă etalare. Să vedem ce vă așteaptă în cuplu. Ce mai simte persoana ta? Ce mai gândește aceasta referitor la uh, voi, referitor la acest legământ dintre voi doi? Și iată că prima carte în etalare, dragii mei, este nici mai mult, nici mai puțin decât Roata norocului. Iată că această roată se învârte în favoarea voastră, în sfârșit. Poate că așteptați ceva de multă vreme să se întâmple și pentru voi, și iată că acest lucru, în sfârșit, se întâmplă poate că aveți speranțe în legătură cu un proiect sau în legătură cu un anumit lucru să se întâmple în viața voastră de familie sau în viața voastră de cuplu, să știți că acest lucru va intra în, în calea voastră. Pur și simplu va veni să se manifeste în viața voastră. Da, este momentul pentru decizii radicale, pentru decizii frumoase de o parte și de alta văd că persoana voastră să știți că vă pregătește ceva și veți rămâne foarte surprins sau surprinsă de, această, de aceste decizii pe care persoana respectivă le va lua în ceea ce privește viața voastră în comun. Poate că această persoană nu a fost pregătită până acum să-și asume, să asume această relație atât de mult pe cât și-ar fi dorit, dar iată că, începând din acest moment, va face și acest lucru. Este posibil să vă propună să vă mutați împreună sau să faceți o călătorie împreună. Văd că pentru mulți dintre voi vine și această propunere din partea persoanei voastre de a merge să vizitați o țară pe care v-ați dorit întotdeauna să o vizitați sau să vedeți un oraș sau o localitate care v-a lăsat o impresie foarte bună și pe care vreți să o revedeți probabil după mult timp. Poate că unii dintre voi veți vrea să faceți o călătorie la mare sau alții la munte, având în vedere că este încă iarnă și poate uh, unii dintre voi doriți să schiați sau să vă dați cu Sania, de ce nu? Puteți face și aceste lucruri. Uh, oricum ar fi, văd că foarte multe lucruri pozitive tind să intre în calea vieții voastre și vă vor schimba viața în bine începând de din acest moment în care voi vizionați acest videoclip. Următoarea carte, dragii mei, iată, este Împăratul din Arcana Majoră. Această carte indică faptul că în viața voastră, iată, este această persoană care este mai hotărâtă ca oricând să ia taurul de coarne, cum s-ar spune. Poate până acum a avut anumite probleme în viața sa privată, Poate că a avut ceva de împărțit cu un fost sau cu o fostă, poate a fost și un divorț la mijloc de împărțit între aceștia și atunci a trebuit să mai aștepți dragul meu sau draga mea după această persoană. Dar acum văd că în sfârșit aceasta este eliberată, este eliberată de respectivele probleme pe care le-a avut în viața sa și este mai asumat sau asumată decât oricând să vină înspre tine. Iată, are sceptrul în mână, poate lua orice decizie își dorește, are control de plin asupra vieții sale, îi place acest lucru că poate lua orice decizie când își dorește și iată că și acum face același lucru, ia o decizie și bine să-ți împărtășească acest lucru iar tu uh, vei hotărâ la rândul tău dacă ești de acord sau dacă uh, sau dacă merită să te mai gândești la propunerea sa. Uh, da, se pare că din, acest, uh, din această situație de control uh, pe care o pre, o, pe care o exercită această persoană, uh, derivă și anumite uh, anumite sarcini, anumite lucruri pe care le are de făcut, dar um, această persoană este foarte bucuroasă că poate, afect, că poate face anumite responsabilități, despre, despre asta este vorba. Această persoană este foarte bucuroasă că poate îndeplini aceste responsabilități pentru sine, pentru voi amândoi și pentru întreaga, um, întreaga voastră familie, pentru că văd aici că persoana voastră este atât de asumată în acest moment că um, că se consideră parte din familia ta. Și următoarea carte, dragii mei, iată, este Doiul de Pentagrame, o carte care poate că nu prea mai avea ce să caute aici, dar iată că totuși vine și să se manifeste pentru aceia dintre voi care au sau jonglează în viața lor în aceste momente cu două șanse la iubire. Probabil că în afară de această persoană a dumneavoastră mai este cineva prin apropiere care își arată interesul față de dumneavoastră și care vă suscita acest interes. Este o persoană probabil mai puțin atrăgătoare, dar cu foarte mare îndrăzneală. Și atunci, iată că dumneavoastră trebuie să decideți încotro, vă orientați pe mai departe cu cine mergeți? Rămâneți cu persoana voastră sau uh, vă deschideți sufletul față de uh, persoana cea nouă? Uh, să vedem, uh, bineînțeles că decizia vă aparține. Mai departe, iată avem aici luna alături de roata norocului. Această carte, aceste cărți vorbesc despre împliniri, despre faptul că voi doi v-ați croit o viață împreună până acum și vreți să faceți asta în continuare. Despre faptul că aveți și nutriți vise împreună, bineînțeles, și împreună și separat, aveți aspirații, aveți visele voastre și vă doriți ca acestea să se împlinească cât mai repede posibil. Bineînțeles că unul dintre cele mai uh, aprige vise ale voastre este acela de a vă făuri o viață cât mai împlinită, o viață cât mai uh, serioasă, ca să spun așa, cât mai așezată, alături de o persoană care să vă iubească, care să vă fie loială. Și uh, considerați, din moment ce luați acum decizia să rămâneți alături de această persoană uh, despre care vorbim aici, Considerați că aceasta vă asigură toate aceste condiții pe care dumneavoastră le-ați fi cerut de la respectivul sau de la respectiva. Așadar, acordați toate șansele acestei persoane și vă declarați ca dorind să faceți tot posibilul pentru a merge împreună pe același drum în cele ce urmează și să vedem mai departe. Iată avem acest 5 de cupe alături de împăratul. Văd aici că pe parcursul vieții voastre amoroase, de relație, până acum ați avut mai multe șanse la iubire, ați avut mai multe șanse pe care le-ați ratat poate de multe ori. Șanse de a merge mai departe, șanse de a Face un pas următor în relația voastră, dar se pare că la momentul respectiv persoana voastră nu era pregătită, sau cel puțin persoana voastră poate că nici dumneavoastră nu erați pregătiți sau pregătite. Uh, da, oricum ar fi, această carte anunță și faptul că. Uh, nu trebuie să disperați, pentru că și de acum înainte veți avea parte de alte șanse în această poveste de iubire. Iată, roata norocului vorbește despre aceste șanse: despre faptul că în viața voastră se vor naște oportunități de a începe o etapă nouă, etapă în care să vă familiarizați poate mai bine unul cu celălalt. Să vă creați o viață împreună, de ce nu? Poate că veți dori, în acest sens, să lucrați în același domeniu sau să desfășurați o aceeași afacere împreună, pentru că văd aici că aveți și o colaborare foarte bună ca parteneri. Iar faptul acesta de a lucra împreună într-o afacere var va ajuta să creșteți atât ca și cuplu, cât și ca doi oameni care sunt în primul rând colaboratori și prieteni foarte buni. Și următoarea carte, iată din nou roata norocului, alături de acest doi de pentagrame, este clar că relația voastră este deja hotărâtă, este decisă de acolo, de sus, de, din cer, este protejată, nu, ar, nu aveți de ce să vă temeți, pentru că nimeni și nimic nu vă poate face nimic, niciun rău. Se pare că destinul vostru este scris, este hotărât încă de pe acum, sau de fapt a fost hotărât dinainte de a vă cunoaște. Și acum, iată, dumneavoastră luați deciziile care au mai rămas de luat pentru a vă continua această. Acest drum împreună. Uh, să vedem mai departe, și o carte din Oracol. Da, uh, această carte vorbește despre o nouă dragoste. Se pare că o nouă persoană uh, ți-a furat sentimentele romantice sau are rom sentimente romantice pentru tine. Uh, da, dragul meu sau draga mea, iată că această persoană care se află în viața ta este persoana pe care o așteptai și nu mai încape nicio îndoială că se întâmplă așa, pentru că și tu simți același lucru din, din toată ființa ta. Așadar, va trebui să vă manifestați ca atare ca și când aveți deja ceea ce căutați din totdeauna, sunteți împliniți în acest domeniu amoros. Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!